Distribuirea drogurilor pe rețelele sociale devine o practică tot mai frecventă. Bună oară, polițiștii au reușit să prindă un tânăr de doar 17 ani asupra căruia au găsit mai multe droguri. Oamenii legii au sesizat comportamentul ciudat al tânărului și l-au luat la întrebări. În urma investigațiilor, asupra sa au fost depistate numai puțin de 25 de pachetele cu masă vegetală pe care le-ar fi pregătit de sine stătător manual pentru vânzare. Minorul plasa drogurile în diferite ascunzișuri prin intermediul unei rețele sociale. Dacă ar fi reușit să vândă toată marfa, acesta ar fi obținut un profit de aproape 15.000 de lei. Acum tânărul urmează să fie cercetat pentru circulație ilegală a drogurilor.